Vă salut, abonații și urmăritorii canalului meu de YouTube. Vreau să încep prima dată de a vă invita să vă abonați la canalul meu de YouTube, să apăsați clopoțelul, puteți distribui să vadă și prietenii voștri clipurile mele și să urmăriți clipurile mele. Este foarte important să urmăriți. Dacă vă abonați, să și urmăriți clipurile mele. Bun, aceste fiind spuse, am 1360 de abonați și 335 de videoclipuri. Sigur o să găsiți clipuri interesante din care puteți învăța. Am făcut clipurile mai scurte acum, nu mai sunt de o oră și așa mai departe și chiar am pus muzică pe fundal, deci am făcut, încerc să le fac clipurile cât mai atractive și din care, bineînțeles, să învățați, nu doar vorbărie. Bun, ce vreau să vă arăt astăzi, de exemplu, cum faceți voi o programare online în caz că vreți să vă preschimbați carnetul de șofer, în caz că vreți să vă înmatriculați mașina și foarte, foarte multe servicii. Scrieți frumos și voi în Google înmatriculări auto online și prima pagină oficială mai.gov.ro, deci să intrați pe pagina oficială, nu pe alte pagini. Apăsați aici și după cum vedeți este Direcția Generală de Permise de conducere și înmatriculări. Primul pas, trebuie să alegeți județul. Hai să aleg și eu aici de la această săgeată județul. Eu sunt din județul Mureș și după cum vedeți aici avem o grămadă de servicii care ne oferă online. Este și, și digitalizarea este un lucru bun pentru noi. Nu mai trebuie să stăm ore întregi la rând să ne facem programare, mai știu eu, și să ne ia și așa mai departe. Acum este simplu. Ce servicii ne oferă? Da? Înregistrare dosar, examinare, în caz că dai examen pentru carnetul de șofer, intri aici, selectează. Preschimbare permis românesc, preschimbare permis străin, transcriere vehicul înmatriculat în România, înmatriculare vehicul neînmatriculat în România, autorizare provizorie numere roșii, radiere vehicul, duplicat permis românesc și duplicat modificări date certificat plăci. Da, deci o grămadă de servicii ne oferă acum, servicii online. Ceea ce este foarte bine, pentru că s-a digitalizat foarte multe chestii, s-au digitalizat și ne face viața mai ușoară. De exemplu, eu am să vă arăt, trebuie să-mi preschimb carnetul, da? A trecut 10 ani și de ceva timp vreau să-mi prescriu carnetul. Și eu apăs aici, selectează preschimbare permis românesc. Dau click pe acesta, aici trebuie numele, prenumele, CNP, e-mail, bifați și afișare calendar. Hai să bag numele și să vă arăt pas cu pas. Bineînțeles, eu am să blurez această parte, trebuie să bag și CNP-ul, am bifat, nu sunt robot, și afișare calendar. Apăsați pe așa. Aici, vedeți, aveți un calendar. Așa. Așa. Și vă puteți face voi programarea ziua, să alegeți voi ziua, lucrați, nu știu cum, și vreți să alegeți și voi o oră sau o dată, da? Hai să pun, eu luni 10, vreau, de exemplu, vreau să mă duc în 10, cele cu roșii, bineînțeles că nu se pot, bifa, sâmbătă, duminică, nu, și zilele trecute. Vreau pe luni, da? Pe data de 10, dau click. Și aici ora programării, pot să aleg ora, da? La 1.36, la 1.54 și la 2.06, da? Deci pot să aleg dintre aceste ore să mă duc, să fiu acolo, să-mi preschimb
carnetul de șofer. După care v-ați făcut, ați ales ziua și ora, bifați nu sunt robot și finalizare programare. Scurt, la obiect, este o chestie foarte, foarte bună, mi se pare mie personal foarte bună. Puteți alege și o altă lună, da, aici cu săgeata, dacă vreți în august, bifați în august, dacă vreți în septembrie, în septembrie, nu e problemă, deci puteți alege voi luna, ziua și orele de aici, da? Și să vă prezentați la ghișeu unde se fac aceste preschimbări, mă rog, sau servicii. Bun, cam atât am vrut să vă arăt. Sper să vă fie util această informație. Mă repet, să vă abonați la canalul meu de YouTube, să urmăriți clipurile, pentru că am postat foarte, foarte multe clipuri interesante din care puteți învăța, să dați un share, adică să distribuiți, să vadă și prietenii voștri, să dați un like, pentru că mă ajută, și să urmăriți clipurile cu reclame, pentru că de acolo îmi mai iese și mie și susțineți canalul meu de YouTube. De membri și de chestii de celelalte, acum este la aprecierea voastră. Este gratuit să-mi urmăriți, nu trebuie să plătiți nimic, este totul, totul gratuit. Bun, vă mulțumesc și ne auzim la alte tutoriale.